Vreau să încep prin a spune că am făcut în tot meciul, cred că 3 sau 4 maxim, 4 faulturi maxim. Mi se pare ceva incredibil. Al doilea meci, aproape consecutiv, când primesc două cartonașe roșii din două galbene pentru niște faulturi. Al doilea, să zic, a fost atac întârziat, dar noi am retras piciorul. Dar la primul, e incredibil să-mi dea galben pentru un fault, îl ating puțin cu cramponul. Acești arbitri, nu știu, la fiecare văicăreală din asta, repede, scoatem cartonașul galben, dăm faul, pentru cine țipă mai tare. Ar trebui să fie mai atenți și ei, pentru că în momentele astea, clubul poate să rezileze contractul, nu? Să mă dea afară sau să ne înțelegem, să vedem, pentru că, sincer, sunt foarte supărat în acest moment pentru colegii mei. Cred că am influențat și eu rezultatul ăsta. Dacă eram 11 contra 11, poate terminam egal, poate se întâmpla altceva. Dar tot timpul arbitrii ăștia să fie actorii principali, cum am văzut că a zis și comentatorul de la meciul cu Gazmetan Sepsi, Sfântul Gheorghe. Nu, arbitrii ar trebui să fie actorii principali. Noi, jucătorii, și cu antrenorii ar trebui să fim actorii principali, să ne respecte mai mult. Sincer, mi se pare ceva incredibil. Simțiți totuși cum se acumulează tensiunea, presiunea, trec etapele, iar puncte nu reușiți, să acumulați foarte multe în clasament, sunteți ultimii acolo. Da, suntem ultimii, dar diferența nu e foarte mare. Putem să salvăm echipa, cum a fost și Clinceniu, anul trecut a fost în aceeași situație, dar ne-am adunat, am câștigat meciuri, așa se poate întâmpla și de anul viitor cu echipa noastră. Mai avem două meciuri acum, important este să scoatem ceva, să nu se mărească diferența dintre noi și celelalte echipe. Cât de greu e să joci pe un asemenea teren? Suntem învățați. Așa este perioada, asta este timpul, nu avem ce să facem. Și la antrenament este la fel, terenurile sunt grele, ne adaptăm. Am întrebat și pe Mihail, cam mai devreme. Contează mult, vă influențează și faptul că se tot schimbă antrenorii la voi pe bancă? Nu e un lucru totuși foarte normal. Da, nu vreau să comentez această situație. Avem conducere, avem președință, explice dânsi. Pe mine acum ce să zic, aceasta este situația, a venit Prepe, îl respectăm, îl respectă toată lumea, am căzut de acord să-l respectăm, să intrăm în teren cu atitudine, s-a văzut acest lucru astăzi, chiar dacă am pierdut în ultimele minute.